Bugetul municipiului și finanțarea de la Cornișa discutate de aleșii locali. Consilierii locali din Botoșani sunt convocați în ședință extraordinară, convocată de primarul Cătălin Flutur pe 1 august, începând cu ora 11. Luni, 1 august, vom ține o ședință extraordinară de Consiliul Local, prin care vom face o rectificare de buget. Prima dată suntem nevoiți să facem rectificarea de buget, pentru că am prins, mi s-au trimis niște bani pe un proiect dezvoltare multiculturală, diversitate și așa, și ne-au venit banii și trebuie să-i prindem în buget cât de repede, pentru că acești bani nu rămân la noi, se duc undeva la partenerii noștri de la Bistrița și de la Iași, care organizează niște festivaluri. Noi am plătit la un moment dat, știți, povestea din decembrie. Și profităm de această rectificare de buget să prindem bani și pentru documentații. Pe lângă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2016, pe ordinea de zi se mai află un proiect de hotărâre pentru modificarea și complementarea hotărârii Consiliului Local 138 din 12 iulie 2016 privind garantarea finanțării rambursabile în suma de 12 milioane de lei a obiectivului de investiție Parc Regional Turistic și de Agrement Cornișa, ce urmează a fi contractată cu CEC Bank SA cu venituri ale bugetului local. Ultimul proiect de hotărâre se referă la inițierea procedurilor pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Botoșani.